Prieteni, neața! Cum neața? Bună ziua, e ora 12, însă noi azi avem un plan. Astăzi mergem pentru prima dată, hai mănaua, prin Canada. Am luat o mașină în chirie și ne pornim din Nova Scotia spre New Brunswick. Ai luat un Volkswagen. Cât a costat? Am câștigat și o pereche de ochelari. Nu, dar probabil să-i lași înapoi. Nu. Cât a costat mașina? Mașina pentru două zile, 390 dolari tot taxa. Pe două zile. Și poți să dormi în ea. Puri și dai și scaunul așa în jos și ai o mega galac. Tu știi, asta m-a făcut să mă gândesc că noi n-am luat nici o pătură. Am luat numai gențele de ploaie. Care sunt cu mine, gențele de ploaie. Gecele de ploaie, da. Gențele sunt în mașină. Și ne pornim. Noi deși am luat mașina asta, noi trebuie să facem și practică pentru să dăm examenul de permis. Și o să trebuiască eu în primul rând să conduc, pentru că eu niciodată nu am condus o mașină automată. Așa dinozaur de mașină, da? Și mai ales un așa hipopotam. Eu întind mâna, n-ajung la ușa și-i las. Eu văd. Și portul? Da, deși aici încarc containere, că nu e mașină mare. Și se spune că Halifaxul din toată Canada sau din toată America din Nord, exact Halifaxul, Nova Scotia, are cel mai adânc fundal marin, da. Câteva sute de metri. Păi nu degeaba aici sunt permis și petrolierii, întreprinderi. Da, și portavioane permis am văzut aici, tot în port. Da. Militare, da, portavioane militar. Da, permisele de conducere. Da, permisele de conducere. Deci ca să faci transfer, deci nu există cum la noi în Italia sau vii în România cu permis românesc și te duci în Italia și îl schimbi doar atât, îți dai permisul tău și el ți-l dau italian. Nu există așa ceva. Aici, ca să faci chestia asta, există numai pentru permisele engleze, da, din Marbetan, chineze, tailandeze și nu știu care mai sunt. Sunt foarte puține țări. Da, probabil câteva țări cu care au convenții. Deci nu în Canada. Numai în Nova Scotia. Ah, deci fiecare provincie are... Da. Okay. Deci dacă tu te duci în New Brunswick și ai reședință în New Brunswick, îți dau imediat pe noi. Permisul italian. Fiindcă noi ambii avem permis de conducere italian. Și avem cât timp de 3 luni? 3 luni de când am venit în Canada. Canada, avem timp 3 luni să le schimbăm. Să le schimbăm, să dăm examenul de teorie, examen practic, și să ne elibereze un nou permis de aici, de pe loc canadian. Da. Fiindcă dacă nu dai din nou examenul în timp de este 3 luni, poți rămâi să... pe jos. Nu poți conduce, nu dar poți conduce. După poți să schimbi oricum permisul. Nu îmi pare că sunt nori. Wow. Și straniu suntem în apropiul locului Iulie și e aproape tot înflorit. Și tot florile de câmp e tot înflorit.
Deci mi-ai spus noi că suntem sistemul UNESCO. Nu, nu, cred că biosfera asta, tot parcul ăsta național, e și în lista UNESCO. Wow! Straie pentru mine, când eu imaginam UNESCO cu orașele astea veche, istorice, deci și zona asta... Și deci acolo e oceanul. Ne uitam de pe drum, spuneam că sunt doar nori. Da, eu spun că are, eu pe mă până ce nu mai este. Și m-am văzut aici. Aici așa valuri este mici. Merge, merge mai la vale, nu? Sigur. Dar înainte am ajutat pe scaunul de acolo. Și o localitate, da, turistică. Și ta-da! Marea e joasă. Aici în locul ăsta sunt unul dintre cele mai înalte marei din lume, adică o diferență de marea joasă, marea înaltă e de câțiva metri. Și iată aici în zona asta sunt cele mai înalte. Visitor Center. Am fost mai la vale, am vorbit cu domnișoara și am spus, mergeți la Visitor Center, arătați permisele voastre. Hop. First happy day of my vacation. Yeah. Have a nice day. You too. Thank you. Gata? Iar atât cum am făcut noi cumpărături ca niște turiști de ăștia înșepători care ne lăsăm amăjiți la toate colțurile. Un cuțet. Dar spune pentru ce cuțetul, fiindcă... Cuțetul meu, când ne-am pornit din Halifax, eu am uitat să trec la Canadian Tire să-mi iau un cuțet. Și, practic, așa e. Mergem pe trailere pe aici, a? Pe trailere, pe poteci. Pe poteci, pe... Trails, da, trails. Poți să dai din fericire peste urși, peste ieni... Nu, coyotes. Da. Da, sigur, nu te mai lupți tu cu dânsul, cu un cuțet. Oricum, un cuțet faci treaba, oricum. Hai. Eu un urs și un coyote nu fac treaba. Eu un urs cu un cuțet în mână și un coyote. Și mie mi-a luat o sticlă, un termos ca atare, un termos de jumătate de litru. Bottle. Da, insulated bottle, pentru ceaiuri sau și mai luăm noi pe acolo. O mergem la bani. Da, asta e. De exemplu, eu încă îmi iau apă într-o sticlă de plastic și o urăsc sticlă de plastic. Și acum mi-am luat o sticlă în sfârșit, fiindcă a mea, aceea care o luam la muncă cu mine, a rămas în Italia. Da, asta e mai faină, yeah! Știți, noi vă arătam că ne plouă, că burează, că e vremea urâtă. Ia uitați unde am ajuns noi acum. Câteva ori mai târziu, același parc fan de... Parc Național. Oh, wow, da, uite, Maria. Maria jos. Da. Da, tu știi, nu ne-am pornit cu papușii care trebuie. Da, da. Eu trebuie să avem papușii din munte. Wow. Mergem încolo. Două spumate, au pus și din asta. Păi, deși cred că merg pe aici. Noi am mers atâta și pare mi se că am flămânzit. Ne-a ajuns să ne cumpărăm ceva local, ceva... Lobster! Da, din bucătăria lor de aici. Lobsters. Alma Boathouse. Deci, noi am mâncat. Deci am mâncat încă. Dar spune tu, ai insistat să-ți iei salată. Eu vreau lobster, lobster salată. Lobster salată.
Deci am ajuns la restaurant, în ultim meniu, putin, cu lobster și ciupercă. Oh, ok, nice. Da. Astea erau putin făcut, adică de restaurant, specialitatea cărții. Da, specialitatea chiar canadiană, e așa, sunt niște cartofi prăjiți cu sos de cașcaval și așa arată cam prăjit. Și asta se numește salat, în stil canadez. Salata canadiană. Da. Canadian salad. Da. Și mi-am luat putin lobster. Foarte gustoasă. Super. Da, nici eu nu m-am așteptat să fie chiar atât de gustoasă. Da. Probabil îi place ceva sau locul are ceva făcut. Și sos. E foarte gustos, băieți, poftă mare, dacă mi-e foame, da, mi-ați mâncat. La urmă, cum am gătat așa de finic, la urmă nici desert nu am vrut, pur și simplu. Eram așa, era tot, de viață. Desert, pure felul întâi, felul doi, tot era. La noi a ieșit soarele, cu mod atât de straniu este soare, dar în fața noastră este ceață. Deci, asta e una din lucrurile interesante ale provinciilor atlantice, faptul că vremea se schimbă în 5 minute. În 5 minute poți să ai, nu știu, și soare, și ploaie, și... Iată, amu, și intrăm... Uitați-vă, în spatele nostru e soare. Noi așa, amu, și intrăm în ceață. Da. Moncton și sunt prietena noastră, orașul ăsta, chiar dacă e un oraș, nu știu, mic, ud, nu chiar atât dezvoltat ca Halifax. Orașul ăsta e destul de bine, vă arătăm și vouă. Prieteni, dimineața asta vreau să vă arătăm o chestie curioasă care ne-a mirat pe noi. Iată aici, se vând wraps cu plant-based sausage, adică carnea a fost făcută cu carne, nu știu, cu a fost hrănite cu iarbă. Dar așa cum facem și noi comanda noastră? In the belt. Okay. Well, thank you. Goodbye. Da, și acum mergem mai departe. Haimanaua, omblat Haimanaua, continuu. Peggy's Cove este un loc, un far, un loc turistic destul de popular aici în East Coast.
Noi am venit fiindcă era aproape de Halifax, să vedem că foarte multă lume s-a gândit la fel și atât am ideea. Și chiar dacă ziua nu e tare faină, cum, soare nu e, s-ar putea să plouă, dar lumea este. Oricum. Pentru noi e un pic neobișnuit tot, nu știu, peisajul de aici. Probabil ați văzut și voi. Peisajul e păduri, stâncă, păduri, apă, stâncă. De aici și oceanul, se vede? Fiindcă noi venim dintr-o zonă montoasă, să vezi tot atâta, nu știu, tot deschis, un peisaj așa bătut de vânt, e un pic straniu. Și atâta încolo se vede și felinarul. Un far de ăsta, Nant. Stai, îți poate intrat aici cu parcarea? Nu, 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 nu. Da? Nu, parcă. N-ai cum să ieși. Așa-i. A, să te întorci. Ok. Probabil o să coborăm și noi și wow. Mergem. Deci facem un mic tur la cum e zona asta, la cum e marea astăzi. E marea joasă, fiindcă aici se văd încă algele. Alga. Da, și Gheorghiță aici stă cu oamenii ăștia, parcă el chiar e în rând cu dânșii. Da, da, da. Și toată zona asta e o zonă de granit. Granit alb, granit galben. Și faro. Eu nu sunt un om amator de mare, nu sunt un om care iubește plajele. Însă aici e zona chiar. Suntem în descoperire arheologică. E un lucru urmă de documentar despre linii de este care aici, mă rog, sau linii de granit. Da? Stranii care pe mine pur și simplu mă este ca un puzzle care trebuie făcut. Ia! Și ce fel de granit este? Uite cum e făcut. E tot în pătrățele făcut. Și când e forță naturală, trebuie să-l fac așa. Trebuie să fac o poză și să caut pe internet. Ce înseamnă chestia asta? Uite-l cât e atât de fragmentat. Foarte. Și cu linii fine, parcă e... Parcă e făcut, tăiat cu lama. Și te arată aici, uite. Zona de rift. Cum s-a format. Natura este foarte strană. Și acum am găsit un loc în care nu prea suflă vântul și vreau să vă arăt cât de recunoscători suntem noi, recunoscători amândoi, că am luat astfel de papuși. Iată papuși ăștia. Iată și iată, dar așa lăgării care stau în aer. Ăștia au, cum, aderență. Au aderență și pe granitul ăsta n-ai absolut nicio problemă să stai în sus, ticațări, să cobori la vale. Și suntem atât de recunoscători că noi am luat. Noi permis, cât am dat pe ei? 100 de euro pereche. 100 de euro pereche. Da, și permis au fost și mai scumpi papuși care am luat noi vreodată. Pur și simplu pentru faptul că erau investiții bune să cumpere astfel de papuși. Faptul că noi suntem pasionați din munte. Da, da, da. Din munte, de excursii. Munte, eu mă cățăr și mă zgaibăr peste tot. Toate chetele și malurile care le văd.
Da, și păpușii ăștia chiar au fost o investiție bună, pur și simplu. Te-ai încălțat și nu ai absolut nicio problemă. Nu se rup, nu se zgârie, tu poți merge oriunde vrei. Deci voi vă întrebați, cum așa? Eu sunt geacă și în șorti. Uite așa, da, simplu. Pantaloni scurți. E cald afară. Da, dar aici am văzut jumătate din persoane cam așa și umblă. Păpușii în acțiune. Demonstrație, îți vă arătăm cu nume în țin. Grip. Aderența păpușilor. Wow. Da, așa cum stai în apă ce ai acolo. Și acum că vântul e puțin și înainte de a pleca, vrem să facem un mic tur așa. E de acolo e parcarea, acolo ne-am oprit și noi. Parcarea e grație, pare mi se. Da. Asta e parcarea care era închis. Ah, da, da, da. Parcarea noastră e un pic mai încolo, dar pare mi se era gratis, nu? Parcare n-am da. Plătit. Ce atât de acum vine? Și o groază de lume care pur și simplu vine să se distreze. Ok. Gheorghe, dă-l la revedere. Da. Vă mai așteptam.